Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela care, despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Veniți, reocupăm locurile. Suntem în zilele sărbătoare și binecuvântat să fie toți cei care au colindat în aceste nopți. Binecuvântat să fie toți cei care au colindat cu inima bună în aceste nopți. Și binecuvântat să fie toți cei care au primit colinda și Dumnezeu să aducă mântuire în casele tuturor. Amin. Avem înainte noastră o biografie. Această zi am vorbit despre biografia Fiului Lui Dumnezeu. Și așa a căzut la împărțiare de această seară să avem acest text înaintea noastră. De altfel, este un text destul de dificil și, pe de altă parte, atât de plin de concepte și de semnificație. Am să vă citesc o biografie pe care mi-a dat-o cineva cu de-o 3 săptămâni în urmă. În prima zi a anului întâi, din cea de-a doua numărătoare a timpului, un prunc numit Iisus a lăsat în spatele Universului hainele sale cele veșnice și s-a strecurat prin grilajul stelelor neobservat, poposind pe insula de lut a nemărginirii. Mii de ani i s-a pregătit calea. Un țesător de vise, din Ur, numit într-o asociație de idei Avram, i-a întins un covor de credință de la muntele Moria până la Emaus. Un lucrător cu ziua din Madian, Moise, lăsându-și la o parte țarina clipei lui, a săpat cu tântacopul blândeții 80 de ani bătut de vântul pustiului, ca să-i deschidă o trecătoare prin muntele istoriei. Renumitul dăltuitor de psalmi din Valea Terebinților, David, cu o praștie și câteva pietricele a făcut de strajă în jurul Betleemului, ca să-i păsească locul nașterii. Câțiva necunoscuți i-au făcut iestea, iar alții i-au prins în cuie neștiute grinzile staurului. Nenumărați oameni au cărat în palmele lor de țărână, pământ, și au înălțat un dial de pe care să-l vadă cerul și pământul. O fecioară l-a coborât de pe zidul cerului în lume, unde a crescut cu pâine și cu apă obișnuită zi de zi, învățând pe oameni cum să facă binele din orice fărâmă de clipă, din orice respirație, oricât de neînsemnată. Apoi a spalat pământul cu sângele lui, ștergându-l cu cămașa și de atunci pe colțul de iarnă al Universului, în bătăia de viscura păcatului, sub un adăpost de stele, el vinde îmbrăcămintea caldă a cuvântului său, vinde băutura fierbinte a jertfei sale pe un dinar de credință, pe drahma inimii. Rezemat de o cruce, cu brațele pline de daruri prețioase, mă strigă, invitându-mă la cel mai avantajos schimb. Pentru lacrima sa, cât cerul, lacrima mea, cât mine însumi, cât propriul meu trup. De ani de zile, Dumnezeu ne face cadouri. Suntem într-una cadourilor.
Probabil că v-ați cumpărat cadouri. Probabil că v-au venit cadouri sumbrat. Ei, dragii mei, Dumnezeu în fiecare an ne face cadouri. Și cadoul Lui poartă amprenta sângelui Fiului Său. Și cadoul Lui stă tocmai în Fiul Lui, în propriul Lui Fiul, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie ea. Această seară mi-am propus să vorbesc cu dumneavoastră despre ce a oferit Dumnezeu lumii prin Fiul Său. Ce a oferit Dumnezeu lumii prin Iisus Hristos, prin venirea acestui Fiu al Său, a singurului Său Fiu, ce a oferit Dumnezeu lumii prin Fiul Său? Trei lucruri simple. Primul lucru, Dumnezeu a oferit prin Iisus Hristos viața. Haideți să citim versetul 3 și 4 din textul nostru. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Știați că viața este proprietatea lui Dumnezeu? Știați că viața este caracteristica esențială lui Dumnezeu? Dacă putem spune ceva despre Dumnezeu, acest lucru este viață. Uitați-vă ce spune Iov, de pildă, despre Dumnezeu. În Iov, capitolul 33, cu versetul 4, spune așa: Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Dumnezeu îmi dă viață. Psalmul 36, cu 9: Căci la tine este izvorul vieții. Dumnezeu oferă viața. Este caracteristica fundamentală a lui Dumnezeu. Fapte 17, cu versetul 25. El nu este slujit de mâini omenești, spunea Pavel, ca și când ar avea trebuință de ceva. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Și mai departe spune Pavel în versetul 28, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. În Dumnezeu. Dumnezeu este viață. Și Dumnezeu a oferit în Fiul Său viață. Aș vrea să te întreb, ai primit mai multă viață în aceste zile? Cum este viața ta? Te bucuri de viață? Aceste zile, dragii mei, am primit câțiva colindători și am avut harul să mă duc cu alții la colindat. M-am bucurat. Inima mea s-a umplut de mai multă viață împreună cu prietenii mei, mergând la câțiva prieteni. M-am bucurat mai mult să-mi revăd frați și prieteni. Este mai multă viață în tine? Ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Ei, aș vrea să ne oprim mai mult legat de viață, de acest element viață, a faptului că Dumnezeu ne-a oferit viața prin Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu este instrumentul de care Dumnezeu s-a folosit pentru a da viață ființelor create. Observați, acest băiat cântă și cântă frumos, dar pentru a cânta frumos are nevoie de un instrument. Are nevoie de un violoncel. Pentru a scoate un sunet, o video aici, la fața noastră, are nevoie de un instrument, are nevoie de un pian. La fel cum un doctor sau cum un chirurg are un bisturiu în mână. La fel cum un arhitect are un creion și un liniar în mână. La fel cum un pictor are o pensulă. La fel cum un muzician are un instrument. Dumnezeu Tatăl a avut în mână pe Fiul Său ca să creeze viața. Iisus Hristos este instrumentul vieții. Uitați-vă ce spune în versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Iisus este instrumentul vieții. Dumnezeu a cântat, dacă pot să spun așa, în instrumentul Său, în Fiul Său și ne-a oferit viața. Iisus este instrumentul prin care Dumnezeu a dat și a oferit lumii viață. Dar întrebarea este, despre ce viață este vorba? Și aș vrea să vă arăt că toate tipurile de viață care există sunt și își datorează existența lui Iisus Hristos. Vreau să vă spun la început un lucru. Viața îngerilor și viața ființelor spirituale se datorează lui Iisus Hristos, a Fiului Dumnezeu. Deschideți cu mine la Coloseni, capitolul 1, cu 16. Pavel vorbește despre crearea lucrurilor prin Iisus Hristos. Și spune așa:
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Prin cine a creat Dumnezeu îngerii? Prin instrumentul Lui care se numește Fiul Lui, Iisus Hristos. Vreau să vă pun o întrebare. Prin cine a fost creat diavolul? Știați că diavolul își datorează existența lui Iisus Hristos? Nu faptul că a ajuns diavolul, ci el a fost un înger creat. Cel mai frumos dintre îngeri. Știți prin cine a fost creat cel mai frumos dintre îngeri? Prin Iisus Hristos. Și diavolul își datorează existența lui Iisus. Îi datorează existența. Toate ființele create, absolut toate ființele create, îngerii, domniile, stăpânirile, atât cele bune cât și cele rele, au fost create prin Cuvânt, prin Iisus Hristos. Tot ce există, tot ce are suflare, a fost creat prin Iisus. În al doilea rând, vreau să vă spun încă ceva. Știați că animalele au fost create prin Iisus? Știați că viața terestră, animale și om au fost create tot prin Iisus și datorează existența tot lui Iisus? Deschideți cu mine la Iov, capitolul 40, versetul 15. Uitați-vă ce le întreabă Dumnezeu pe Iov. Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție. El mănâncă iarbă ca bom. Cine a creat animalul hipopotamul? Dumnezeu. Prin cine? La fel cum a creat toate celelalte lucruri. Animalele, dragii mei. Atât îngerii, cât și animalele, ființa creată, omul și animalele care există pe pământ, își datorează existența, ființa, viața lui Iisus. Sau cuvântul lui Dumnezeu. Își datorează viața. Instrumentul lui Dumnezeu care se numește Iisus. În al treilea rând, nu numai viața terestră, nu numai viața spirituală, ci și viața veșnică, este datorată lui Iisus. Deschideți cu mine la Ioan, capitolul 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11 și 12. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață. Viața îngerilor. Viața ființelor spirituale, viața pământească, om, animale, viața eternă, tot ce există, dragii mei, își datorează viața Fiului lui Dumnezeu Iisus. Ei, când a venit Iisus în lume, El a venit să ne aducă mai multă viață. Pentru că El este instrumentul vieții. Iisus s-a întrupat pentru ca să ne salveze pe noi de frica morții și să ne ofere o viață din belșug. Iisus s-a întrupat și prin venirea Lui a vrut să ne aducă mai multă viață. Știți ce spune Epistola către Efeseni, capitolul 2, că noi eram morți în păcate, în greșeli. Dar Dumnezeu a venit ca să ne aducă mai multă viață. Iisus a venit ca să ne aducă mai multă viață. Evrei, capitolul 2, 14 la 15. Citim împreună textul. Deschideți cu mine la Evrei, capitolul 2. Să vedeți ce rol a avut întruparea lui Iisus. De ce s-a întrupat Iisus? Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași cărnii și sângelui, tot așa, și El, adică Iisus, a fost deopotrivă părtași cărnii și sângelui, adică s-a făcut om. Pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Dacă Iisus s-a întrupat pentru ceva, s-a întrupat ca să ne aducă viață. Ioan 10 cu 10. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, spunea Domnul Iisus Hristos. Ioan 10 spune mai departe, tot în aceeași cuvântare, 28-29, Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât
toți și nimeni le poate smulge din mâna Tatălui meu. De ce s-a întrupat Iisus? De ce s-a întrupat instrumentul vieții? Ca să ne aducă mai multă viață. Ca să ne aducă mai multă viață. Ai primit o viață din belșug în aceste zile? Ai primit mai multă viață în inima ta, în sufletul tău, în cugetul tău? Trăiești tu mai bine? Ți-a dat Duhului Dumnezeu mai multă viață în tine? Mai multă dispoziție de a trăi pentru slava Lui? Ei, dacă în aceste zile Dumnezeu mi-a oferit prin Iisus mai multă viață, El mă învață în aceste zile ca și eu să ofer la rândul meu mai multă viață. Cum pot eu să ofer în aceste zile mai multă viață? Dragii mei, pot oferi viață prin banii mei. Știți ce spune Proverbe, capitolul 10 cu 16? Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Pot să ofer mai multă viață prin modul în care îmi cheltuiesc banii. Pot să ofer viață. Sau pot să folosesc banii pentru păcat. Spune, ofer mai multă viață în aceste zile? Cum îți cheltuiești banii? Poți de asemenea să oferi viață prin cuvintele tale. Proverbe 10, 11. Gura celui neprihănit este un izvor de viață. Gura celui neprihănit este un izvor de viață. La fel cum Dumnezeu a vorbit și a oferit viață și noi putem vorbi și să oferim viață. Gura celui neprihănit, acelui drept, este un izvor de viață. Dar gura celor răi ascunde silnicie. Oferi tu viață în aceste zile prin vorbele tale? Oferi tu viață prin ceea ce spui? De asemenea, poți să oferi viață prin întreaga ta trăire. Prin tot ceea ce ești tu. Proverbe 11 cu 30. Rodul celui neprihănit este un pom de viață. Și cel înțelept câștigă suflete. Rodul celui neprihănit, acelui drept, este un pom de viață. O, dragul meu, să dea Dumnezeu ca toți care stau în jurul tău și în jurul meu să primească mai multă viață. Să primească mai multă viață. Mi-aș dori ca oamenii care stau lângă mine să primească mai multă viață din ceea ce sunt eu, din vorbele mele, și oamenii când pleacă de lângă mine să simtă că trăiesc mai bine. Să simtă că cu adevărat mai multă viață din Dumnezeu a intrat în ei. Observați, Dumnezeu în primul rând ne-a oferit prin Iisus, prin venirea Fiului Său, mai multă viață. Este primul lucru. În al doilea rând. Dumnezeu a oferit prin Fiul Său Iisus Hristos lumina. Citim versetele de la 4 la 9. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină. Pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Dumnezeu ne-a oferit în Iisus Hristos viața și Dumnezeu ne-a oferit în Iisus Hristos lumină. Știți că nu poate exista viață fără lumină? În fiecare dimineață, când plec de acasă, sau când plecând de acasă, soția mea îmi spune ca să trag jaluzelele dimineața. Pentru că avem câteva flori în cameră. Și știți ce se întâmplă cu o floare care nu are lumină? Moare. Pentru a exista viață, este nevoie de lumină.
Știați că viața nu se poate dezvolta dacă nu există lumina? Ei, dragii mei, în Iisus Hristos, pentru a putea fi viață, Dumnezeu ne-a oferit lumina. Lumina. Iisus este lumina, spune Biblia. El este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Ioan capitolul 8 cu versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iisus a spus: Eu sunt lumina lumii. Cu alte cuvinte, dacă vreți să aveți viață și aveți nevoie de lumină, ei, eu sunt lumina lumii. Psalmul 36 cu 9. Căci la tine este izvorul vieții, partea a doua a versetului. Prin lumina ta vedem lumina. Prin lumina ta vedem lumina. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dumnezeu, dragii mei, este lumină și Dumnezeu în Iisus Hristos ne-a oferit mai multă lumină. Ei, lumina aceasta este lumina slavei lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre dumneavoastră s-a ascultat aseară vocea Evangheliei. Și există cineva lui Paul Negoț aseară la vocea Evangheliei? Puțin? Sunt câțiva. Sunt câțiva. Mi-a plăcut un lucru când a spus fratele Paul Negoț aseară în predică. Atunci când teologii vorbesc despre lumina slavei lui Dumnezeu, în limba ebraică se numește Shechina. Știți că atunci când s-a coborât slava Domnului peste cortul întunericului, era o lumină. Slava Domnului. Spun teologii că lumina slavei lui Dumnezeu, acea lumină este o lumină fără umbre. Știți că orice lumină are umbră. Dar orice lumină, toate luminile acestea au umbre. Dacă pui o mână în fața unei surse de lumină, va lăsa o umbră. Nu există sursă de lumină, soare, tot ce există este o lumină care lasă umbre. Singura lumină fără umbre. Singura lumină care nu lasă nimic acoperit, neacoperit sau nevăzut. Este slava lui Dumnezeu, este lumina lui Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că atunci când vine lumina lui Dumnezeu, nu există nimic care să nu iasă la suprafață. Ei, când a venit Iisus Hristos cu lumina Lui, lumina Lui, dragii mei, nu are umbre. Lumina lui Dumnezeu nu lasă locuri în viața ta nevăzute. Da? Ei, haideți să ne gândim care este efectul descoperirii luminii, acestei lumini care este Iisus Hristos. În primul rând, lumina lui Dumnezeu descoperă caracterul meu. Lumina lui Dumnezeu descoperă ce este adânc în inima mea. Daniel capitolul 2 cu 22 spune așa: El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. El știe ce este în întuneric. O, Dumnezeu nu are umbre. Când se coboară slava lui Dumnezeu, vreau să spun că Dumnezeu își citește fiecare gând. Tot ce este în inima ta. Când s-a coborât Iisus Hristos, dragii mei, El s-a coborât pentru că vrea să știe și știa tot ce este în oameni. Știți ce spune Evanghelia după Ioan, capitolul 2? La sfârșitul capitolului. Spune că mulți făceau mărturisiri despre Iisus Hristos și se încredeau în El. Dar Iisus nu avea trebuință de nimeni ca să-i facă mărturisiri. Pentru că El nu se încredea în ei, pentru că știa ce este în inima lor. O, Iisus știa. Asta e lumina lui Dumnezeu. O lumină care, atunci când se coboară, îți descoperă caracterul. Psalmul 98. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. O, Iisus a coborât cu lumina Lui și El îți cercetează fiecare păcat. Într-o zi, o femeie, dragii mei, imorală, stătea la o fântână.
Și Iisus a trecut pe la fântâna din Samaria. Această femeie a început să vorbească cu Iisus. Și la un moment dat Iisus îi spune, auzi, du-te, te cheamă pe bărbatul tău. Și a spune, oh, n-am bărbat. Și se spunea, știu că n-ai bărbat, ai avut o grămadă de bărbați și cel care trăiește acum nu este bărbatul tău. Trăiești în imoralitate. Dragii mei, când te întâlnești cu Iisus Hristos, indiferent că ești imoral, indiferent că ești hoț, indiferent că spui glume proaste, indiferent că trăiești în mizerie și în păcat și că în inima ta există păcate, vreau să spun că Iisus le vede și le cunoaște. Asta e lumina lui Dumnezeu, lumina fără umbră. Când te întâlnești cu El, Iisus s-a întrupat pentru a aduce mai multă lumină în viața mea și în viața ta. Spune, în aceste zile de sărbătoare, există mai multă lumină în inima ta? Ți-ai mărturisit păcate în aceste zile? Sau mai există încă păcate ascunse, tainice? Și eu cred că pot veni în fața lui Iisus Hristos când colinde, că s-a născut înfășat sau neînfășat, că n-a avut sau că a avut scutece și pot să-i cânt și să mă bucur de El. Dar întrebarea mea este ce se întâmplă cu lumina Lui în viața mea. Cât păcat mai există în mine adus înaintea luminii Lui. O, dragii mei, Iisus este lumina lumii. Să mă descopăr și să spun, Doamne, sunt aici, acesta sunt. La treilea rând, lumina lui Dumnezeu face posibilă părtășia și curăția. Și ce spune 1 Ioan, capitolul 2, versetul 7? Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă suntem în lumină, avem părtășie și Dumnezeu ne curăță prin Iisus Hristos. Lumina lui Dumnezeu aduce și dezvoltă părtășia în biserică. Dezvoltă părtășia și ne curățește de orice păcat. De asta avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Ei, în al treilea rând, lumina lui Dumnezeu dezvoltă o atitudine plină de iubire. Cine zice, spune Ioan, capitolul 2, versetul 9 și 10, cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric, până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Vreau să spun ceva. Știi că dimineața s-a predicat despre iertare? Fratele Ciprian nu a predicat despre iertare aici. Vreau să spun că dacă acest Crăciun trece și tu nu poți să iubești, vreau să spun că dacă acest Crăciun trece și tu nu poți să iubești pe fratele tău, trăiești în întuneric. Nu ai primit lumina lui Dumnezeu. Dacă au trecut aceste sărbători și tu încă păstrezi ură în inima ta, ești în întuneric, spune Biblia. Cine nu iubește pe aproapele său, trăiește în întuneric. Dacă a trecut, aceste sărbători și tu încă ai conflicte cu neamurile tale și nu ți-ai cerut iertare măcar de la ei. Dacă ai conflicte cu cei din jurul tău și nu poți să ierți, vreau să spun că ești în întuneric. Pentru că cine spune că este lumină și urăște pe fratele său este un mincinos, spune Biblia. Cu alte cuvinte, lumina lui Iisus Hristos mă obligă să iubesc, să-mi rezolv relațiile. Să-mi rezolvă relațiile. Ei, dragul meu, întrebarea mea este, ai primit lumină în aceste zile? Am primit eu lumina? La patrulea rând, când vine lumina în mine, dezvolt virtuți spirituale. Efesii capitolul 5, versetul 8 și 9. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Când stau în lumină, dezvolt virtuți spirituale ca și bunătate, dreptate, adevăr. Este lumină în tine? Iisus a venit ca să aducă mai multă lumină
Întrebarea mea este, am primit eu această lumină? Știți ce înseamnă a trăi în lumină? A trăi în lumină înseamnă a armoniza toate domeniile vieții cu voia lui Dumnezeu. Înseamnă a lăsa viața sub microscopul lui Dumnezeu, să spun, Doamne, uite, vezi viața mea. Vreau să-mi ordonez fiecare aspect al vieții cu cuvântul Tău. Ajută-mă, Doamne, la aceasta. Iisus a venit ca să aducă viață. Iisus a venit ca să aducă lumină. Le-ai primit în aceste sărbători? În al treilea rând. Dumnezeu ne-a oferit har prin Iisus Hristos. Nu numai viață, nu numai lumină, ci și har. Haideți să citim versetul 14 și versetul 16 și 17. Versetul 14 spune așa. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Apoi versetul 16. Și noi toți am primit intimitatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul, mai corect tradus, și harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a oferit prin Iisus Hristos viață, Dumnezeu ne-a oferit lumină și Dumnezeu ne-a oferit har. Har. Harul este un dar nemeritat. Harul este acțiunea plină de iubire a lui Dumnezeu, prin care îl declară pe un păcătos ca fiind drept, pe baza credinței în moartea și în învierea lui Iisus Hristos. Harul, dragii mei, este o acțiune de îndreptățire pe baza credinței mele în Iisus Hristos. Harul constă în întrupare. M-am întrebat, Doamne, de ce întrupare? De ce ai venit, Doamne, și în ce constă harul acesta? Știți ce înseamnă întruparea lui Iisus Hristos? Întruparea înseamnă înrudire. Fiul lui Dumnezeu s-a înrudit cu noi. Ca să ne poată răscumpăra, Iisus a devenit carne și sânge, ca și mine. Știți că până la întrupare, Iisus nu a avut carne și sânge? Fiul lui Dumnezeu, Iisus, nu a avut carne și sânge. Până la întrupare, El nu a avut carne și sânge. Abia din momentul întrupării, Iisus a avut carne și sânge. În acel moment, El a devenit carne și cuvântul s-a făcut trup. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Momentul întrupării este momentul în care Dumnezeu, Fiul, s-a întrupat, s-a înrudit cu mine. Dacă citim din nou Evrei, capitolul 2, versetul 14-17, spune că El însuși a fost deopotrivă om, carne, sânge și carne, pentru ca să nimicească lucrările diavolului și puterea morții. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Adică, Iisus nu putea să fie o ființă spirituală și să vă mântuiască. A devenit om. Dacă vreau să înțeleg întruparea, aș vrea să-i vă mai ceați un lucru. Dacă v-aș putea, nu știu, ca să-mi fac toplătii, Doamne, cum ar fi să explic această întrupare? Mi-a venit în minte următoarea imagine. Imaginează-ți că o spui propriului tău copil, așa. Dragul meu copil, eu am ceva la care țin enorm de mult. Și acest ceva este un mușuroi de furnici. Iubesc tare mult acest mușuroi de furnici. Dar acest mușuroi de furnici nu mă ascultă. Ei, vreau ca tu să mergi și să naști furnica. Tu, fiul meu. Tu care ești ca mine, fiul meu, vreau ca să mergi și să salvezi mușuroiul de furnici. Și pentru ca să poți salva, tu, om, te duci și te faci furnică. Ca să le cunâncă ceva. Trăiești ca o furnică
trăiești perfect ca o furnică, mor, eu te voi învia și vei rămânea tot furnică pentru eternitate. Ați face acest lucru copilul vostru? Vă dați seama ce a făcut Dumnezeu cu Fiul Lui? El, ființă spirituală, asemenea al Tatălui, s-a făcut ce? Om. Vă pun o întrebare. A devenit la fel cu ce a fost înainte de întrupare sau a rămas om? Iisus a rămas om pentru tot restul eternității. Vă dați seama ce a făcut Dumnezeu cu el? Asta-i har. Să-l faci pe fiul tău să devină om, să fie om și să rămâne așa o eternitate pentru ca să-i poată reprezenta pe oameni. Este ca și cum mi-aș pune eu propriul meu fiu. Vreau să fii furnică și să rămâi furnică pentru toată eternitatea și vreau să-i reprezinți pe aceste furnici. Ați face acest lucru cu fiul vostru? Asta-i har. Asta-i har. Dumnezeu, Eternul Dumnezeu, l-a trimis pe Fiul Său, l-a întrupat, l-a rodit cu mine, l-a făcut asemenea mie și pentru tot restul eternității a rămas om ca și mine, ca să mă reprezinte. Ca să mă reprezinte. Asta e har. Când mă uit la Iisus, văd inima lui Dumnezeu plină de iubire pentru mine. Și asta e har. L-a trimis în lume. El s-a întrupat ca să mă reprezinte. Inima lui Dumnezeu plină de dragoste pentru mine. A venit între noi, spune Biblia, și ne-a spus așa. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Am venit să vă arăt cum este Tatăl. Dragii mei, întruparea mi l-a descoperit pe Tatăl așa cum este El. Iisus s-a făcut, hai să folosesc imaginea mea, furnică, pentru a veni la noi furnicile și a ne spune cum este Tatăl, în limbajul nostru al furnicilor. Vrei să vezi cum este Tatăl? Uite așa este. Asta a făcut Iisus. A devenit om și ne-a spus în limbajul nostru cum este Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, spune Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Ăsta e har. O, dragii mei, harul mai costă încă ceva. Nu numai că mi l-a revelat pe Tatăl, dar El mă înțelege în mod deplin. Evrei 2:17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere. O, Iisus este vrednic de încredere, pentru că El înțelege ispita. El înțelege cu ce m-am confruntat eu. Hai să vă spun ceva. Ați încercat vreodată să-L mângâiați pe o persoană cărui, nu știu, prieten, soț, copil, soție, a murit. Te duci la un om care tocmai a avut un accident și a murit cineva drag. Iisus să-L mângâi, să spui, auzi, știi, te înțeleg. Și să-L zic la tine și spune, înțeam, Iisus, tu vrei să mă mângâi? Cum mă înțelegi? Păi te înțeleg, e mare durerea. Dar spuneți-mi, când merge unul căruia i-a murit și lui cineva și spune celui de care a murit, auzi, știi, și mie mi-a murit cineva drag, tocmai acum. Mi-a murit soția, copilul. Dar ce vei, altfel este. Nu poți înțelege pe cineva dacă nu te-ai identificat cu acel cineva. Niciun om nu poate înțelege și nu poate mângâia pe unul care a murit copilul, dacă lui nu a murit copilul. Da? Dacă l-a trecut într-o traumă asemănătoare. Pentru ca Iisus să mă înțeleagă, El a venit și s-a identificat cu mine. Un înger nu înțelege ce înseamnă frigul. Un înger nu înțelege ce înseamnă să fii scuipat. Un înger nu înțelege ce înseamnă să fii biciuit, dar Iisus înțelege. Un înger nu poate înțelege cum este să fii ridiculizat, să fii nedreptățit, să fii pus pe o cruce, să mori, dar Iisus înțelege. De aceea s-a întrupat, acesta-i harul. A venit ca să mă poată înțelege. Mă duc înainte și spun, Doamne Iisuse, știi? Am o problemă. Doamne, uite-te, oamenii vorbesc urât cu mine.
și el se uită la mine și spune, știu. Doamne, știi, uite-te, sunt ispitit de păcat. Și el se uită la mine și spune, știu, și am fost ispitit. Mă duc la el și spun, Doamne, dă-mi viața pe marginea prăpastiei, poate mor. Și el spune, știu, și am trecut prin asta. Există un lucru pe care asta nu poate înțelege Iisus? Și din pricina asta s-a făcut om. Și s-a har. S-a întrupat pentru că a trebuit să mă înțeleagă pe mine în condiția mea. Din pricina aceasta, întruparea Lui îmi dă încredere. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Care e urmarea? Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Iisus a venit ca să ne aducă har, dar nu ce orice fel de har, har după har. Har după har. De asta a venit El. A venit să mă aducă viață, s-a întrupat să mă aducă lumină, s-a întrupat să mă aducă har. Și mă pot duce înaintea Lui și spun, Doamne, știi, asta e viața mea. Și El spune, te înțeleg, de aceea primește. Doamne, asta e viața mea și nu-mi place de mine. Te înțeleg, de aceea primește har, viață și lumină. Doamne, vreau să mă faci mai mult asemenea ție. Și Iisus spune, eu sunt un mare preot vrednic de încredere. Vino, ca iubitul meu, să primești har, viață și lumină. De ce s-a întrupat Iisus? Ca să-mi aducă har, viață și lumină. Au trecut Crăciunul. Dar ai primit viață. A trecut Crăciunul, dar ai primit har. A trecut Crăciunul, dar a primit lumină. Dragii mei, zilele trec. Dar harul rămâne. Zilele trec, dar lumina Lui rămâne și viața Lui rămâne, pentru că El nu se schimbă. El este același ieri, astăzi și în veci. Aș vrea să închei cu un verset pe care îl spunea Isaia, capitolul 2, versetul 5. Veniți, casă al lui Israel, veniți, casă din Betel, să umblăm în lumina Domnului. Veniți, casă din Betel, să umblăm în harul Lui, să umblăm în viața Lui, să rămânem în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui și binecuvântată să fie adunarea aceasta și Dumnezeu să ne umple viața de lumină, de har și de pacea Lui și de viața Lui. Amin.